Stimată biserică, vă rog să rămâneți în picioare, în care timp o să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, Cartea Geneza, capitolul 24. O să citim introducerea unui pasaj care vorbește despre o căsătorie. În seara aceasta vorbim despre pregătirea pentru căsătorie și o să introducem predica citind textul acesta. Geneza, capitolul 24, versetul 1. Avram era bătrân, înaintat în vârstă, și Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru. Avram a zis celui mai bătrân rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor averilor lui: pune-ți, te rog, mâna sub coapsa mea și te voi pune să jur pe Domnul, Dumnezeul cerului și Dumnezeul pământului, că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților în mijlocul cărora locuiesc, ci te vei duce în țara și la rudele mele să iei nevastă fiului meu Isaac. Robul i-a răspuns: poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze în țara aceasta, va trebui să duc oare pe fiul tău în țara de unde ai ieșit tu? Avram i-a zis: să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo. Domnul Dumnezeul cerului, care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând: seminței tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul său înaintea ta și de acolo vei lua o nevastă pentru fiul meu. Amin. Vă invit să vă reașezați, frați și surori. Înainte să abordăm subiectul anunțat, îmi permit să fac o remarcă vis-a-vis de text, și anume, asistăm la un dialog între doi oameni, stăpânul și robul, sluga. Și ceea ce este impresionant pentru mine, mai ales considerând raportul dintre stăpân și slugă din vremea aceea, este politețea incredibilă a lui Avram. El îi spune robului: te rog. Lucrul acesta nu era deloc obișnuit. Însă oamenii mari sunt oameni politicoși. Oamenii mari sunt oameni respectoși. Oamenii mari vorbesc frumos. Și nu vorbesc frumos neapărat cu cei care sunt mai mari decât ei, ci excelența politeței lor se arată prin faptul că vorbesc politicos cu cei mai mici decât ei. Lucrul acesta mi se pare deosebit. Avram a fost un om special și tot ce a făcut și a zis el a fost special. El îl numește tatăl tuturor credincioșilor. În seara aceasta vă rog să vă gândiți că nu sunt decât două cuvinte pe care ar trebui să le adăugăm în mulțimea cuvintelor pe care le spunem noi uneori cu o notă de superioritate datorită vârstei, datorită poziției, datorită părerii noastre despre noi înșine. Ar fi bine să ne coborâm la nivelul celor mai mici oameni care trec pe lângă noi. Să le vorbim foarte frumos pentru ca să le facem ziua bună, pentru că alții îi amenință, pentru că alții îi agresează, îi abuzează. Noi să răspândim mireasma celui care ne umple sufletul cu Duhul Său și cuvântul Său, adică cu mireasma prezenței lui Dumnezeu. Să fie Dumnezeu binecuvântat! Am ajuns din nou unde ne-am oprit data trecută, la această întrecere care devine o cursă. Dacă mai țineți minte, în întâlnirea de data trecută am vorbit puțin despre opțiunea de a nu te căsători, plecând de la remarca făcută de Mântuitorul Iisus Hristos, potrivit căreia Domnul spune că există trei categorii de oameni care nu se căsătoresc. Apoi am început să spunem că cei mai mulți oameni se căsătoresc pentru că a te căsători este o regulă, a nu te căsători este o excepție. Însă orice regulă are excepțiile ei.
Și în seara aceasta aș vrea să vorbim puțin despre identificarea tovarășului de viață, un lucru care este mai mare decât orice predică pe care un predicator o poate rosti. Dar predica cea din seara aceasta au rolul să fie un reper. Nici o predică nu se poate constitui într-un răspuns suficient. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, ne punem următoarea întrebare. Ce spune Biblia despre alegerea partenerului? Aduceți-vă aminte, în cazul lui Adam, Biblia spune că Dumnezeu i-a prezentat soția într-o manieră supranaturală. Lucrul acesta, mă gândesc că se va întâmpla cu puțin dintre muritori în generația noastră. Isaac, textul citit în această seară, tatăl său, potrivit obiceiului vremii, se implică masiv în alegerea soției fiului său și pentru că era un om în vârstă, nu mai avea puterea să călătorească așa de departe și de mult, trimite pe acest rob, căruia îi spune, te rog frumos, asta spune totul despre raportul respectos și de încredere dintre ei doi. Iacov o cumpără cu 7 ani de muncă și dacă nu vă supărați, cu 14. Că așa este viața câteodată. Samson alege după dorința inimii. Adevărul este că alegerile trebuie făcute cu mintea, mai ales atunci când te căsătorești. Însă, noi avem și inimă și câteodată ne-o ia înainte. De puține ori când ne-o ia înainte face treabă bună. De cele mai multe ori, inima, când e pusă să gândească, face o treabă slabă. David și Solomon au practicat poligamia potrivit mentalității vremii. Pavel, cel mai probabil că nu a fost căsătorit. Învățătura Bibliei, Biblia nu are o învățătură directă cu privire la căsătorie. Însă, atunci când vorbește despre femei văduve care au oportunitatea să se recăsătorească ca și cum n-ar fi fost căsătorite înainte din punct de vedere al oportunității, Pavel spune să se căsătorească cu cine vrea, punând în evidență prioritatea alegerii persoanei care se căsătorește. Este adevărat că fetele și băieții care urmează să se căsătorească au părinți și părinții au un cuvânt greu. Au rude și prieteni care își influențează pe cel care vor să se căsătorească în calitate de rudă și de prieten. Dar decizia căsătoriei rămâne la nivelul libertății celui care se căsătorește, pentru că el va trăi în această familie, de aceea el are dreptul să-și întemeieze această familie. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, spunem faptul că este nevoie de călăuzirea divină personală într-o manieră indispensabilă, adică nu se poate fără. Imaginați-vă ce complicat este pentru un tânăr care nu are o călăuzire personală, pentru că nu are o relație spirituală personală cu Dumnezeu. E un băiat religios sau o fată religioasă, crede la nivelul acceptării existenței lui Dumnezeu în univers, probabil că chiar are ceva experiențe cu părinții sau cu biserica în lucrurile duhovnicești, dar el personal nu are o călăuzire constantă și directă, motiv pentru care bâjbâie, adică e confuz. El nu simte în inima lui o călăuzire și are nevoie să gândească alții în locul lui. Și tot ce face este făcut într-un context al nesiguranței și incertitudinii. Când vorbim despre lucrurile acestea, spunem totuși câteva repere care sunt de natură generală cu privire la identificarea tovarășului de viață. Întotdeauna când un băiat sau o fată au ajuns la vârsta să se căsătorească și își aleg pe unul dintre mai mulți sau pe una dintre mai multe, această alegere depinde de câțiva factori. Unul dintre ei, este seriozitatea tânărului. În general, un băiat neserios își alege o fată neserioasă. Un băiat serios își alege o fată serioasă. Rare ori se fac și mixaje din astea pe diagonală, dar în general se fac paralele. Fiecare băiat caută o fată serioasă, dar o fată serioasă se păstrează pentru un băiat serios. Că de-aia a stat
20 de ani într-o atitudine de seriozitate. Și tot la fel un băiat serios, după care se uită o fată care s-a plimbat în tinerețe, sigur că și el caută pe cineva care să merite abstinența pe care el și-a impus-o în tinerețea lui. Fiecare vrem atunci când ne căsătorim ce-i mai bine. La fel de adevărat e că această o alegere o facem în cel mai nepotrivit moment al vieții, adică atunci când nu avem experiență. Dar probabil că așa a crezut Dumnezeu că e mai bine. Apoi depinde de credință și depinde de încredințarea persoanei care face alegerea. Credința este necesară aici, nu în alegerea omului, ci în implicarea lui Dumnezeu în alegerea omului. Și încredințarea, de asemenea, este importantă, pentru că tot ce un om face fără să fie încredințat că e bine, este nu numai că e greșit, dar e și păcat. Apoi, depinde de semnul pe care un om îl pune când face alegeri importante. Noi oamenii nu-L vedem pe Dumnezeu, dar noi îl vedem pe Dumnezeu prin credință, nu în mod vizibil. Și noi avem nevoie uneori de siguranța că ceea ce vrem să facem este potrivit voiei sale. Suntem în consens cu Dumnezeu. Și de cele mai multe ori punem un semn care este diferit ca și formă, dar este același ca și metodă. Punem un semn. Când vorbim despre semn, spunem că semnul acesta nu trebuie să fie restrictiv. Noi nu avem dreptul să-i impunem lui Dumnezeu un semn, chiar dacă îi propunem lui Dumnezeu o metodă, un semn. Apoi, semnul acesta nu trebuie să fie tendențios, așa cum a fost semnul lui Samson, spre exemplu. El trebuie să exprime caracterul, textul pe care l-am citit. Dumneavoastră știți ideea asta. Textul pe care l-am citit vorbește despre bătrânul ăsta care merge să aleagă o fată pentru fiul stăpânului său. Și el pune un semn, dar semnul care l-a pus îl ajuta să identifice caracterul fetei. Ar fi extraordinar pentru un băiat să se uite mai puțin la ce se vede când alege și mai mult la ce nu se vede. În general, băieții se uită la partea fizică, aceasta se deteriorează în timp. Este floarea care se veștejește. Sufletul nu se veștejește, caracterul nu se veștejește. Caracterul este foarte important. Make-up-ul nu poate să ascundă nici ridurile, nici semnele îmbătrânirii. Eu nu spun că frumusețea nu e importantă. Frumusețea este importantă, că doar Dumnezeu a creat frumusețea. Dar numai frumusețea nu e suficientă ca să fii un om fericit. Fata, băiatul ar trebui să aibă caracter, principii, ar trebui să aibă priorități bine stabilite, ar trebui să fie o persoană pe care te poți baza. Omul ăsta pune un semn care punea în evidență caracterul fetei și el zice cam așa: Doamne, spun un semn. O să fie pentru mine fata potrivită, aceea care, atunci când va veni, îmi va da apă să beau. De câte ori, fetelor, când vă cumpărați un suc, vă uitați în jur să vedeți un om bătrân și spuneți: domnule, vreți să beți un suc? Ați făcut vreodată așa? Ați văzut pe cineva vreodată când v-ați așezat la masă, care arată urât, sărac, lipsit, și i-ați spus: uite, eu am venit să mănânc, mai am $5 și pentru tine, vrei să-ți cumpăr un sandwich? Sau un alt gest care exprimă caracterul, un alt gest care pune în evidență bunătatea, care demonstrează că ești o fată miloasă, care demonstrează că ești o fată bună la suflet, nu o zgripțuroaică, adică o fată bună. Băieții se uită după fete bune și fetele se uită după băieți buni. E adevărat că numai Dumnezeu vede inima omului, dar Eliazar a pus niște semne care arătau ce e în inima fetei. Și el continuă și spune: să-mi dea nu numai mie apă să beau, dar să dea apă și la animalele mele. E ca și cum îți pui gaz în mașină, benzină, și vezi pe unul care bănuiești că nu prea are bani și îi spui: știi ce? Am $10 în plus, vreau să-ți pun 2-3 galoane de benzină în rezervor. Poate că exemplul nu-i potrivit, dar ideea în sine e potrivită. Ai pui,
pui problema în maniera asta. Un lucru care m-a șocat pe mine când am venit în America a fost următorul. În România, dacă aveai un tovarăș mai apropiat sau mai îndepărtat și erai cu el în avion, în autobuz sau oriunde și scoteai din geantă o bomboană să o mănânci, îți era rușine să o bagi în gură dacă nu-i dăteai și lui una. Când am venit în America, eu am fost șocat să văd că fiecare își scoate bomboana, o aruncă în gură și lângă el e un prieten, e un cunoscut. Dom'le, nu zice nimic, nimic. Acest individualism, această lipsă de pasiune și de interes, păi faci poftă omului, e prietenul tău, e tovarășul tău, e verișorul tău. Mă, omule, n-ai un pic de inimă? Mesteși 5 minute lângă omul ăla înghite în sec de 20 de ori până termin. La capitolul ăsta America nu excelează. America promovează un individualism bolnav. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Ar fi bine să avem suflet. Ar fi bine să fim buni. Nu mă refer să cumpărăm case cuiva sau mașini sau biciclete. Dar când e vorba de ceva de băgat în gură, ești cu un tovarăș, cu un vecin, cu un prieten, cu un frate din adunare. Mă, omule, mă, așa de zgârcit ești pentru 50 de cenți? Sau pentru un dolar? Dar fii bun! Un alt lucru pe care îl putem aminti aici depinde de situație. Atunci când noi vorbim despre lucrurile astea, riscăm să greșim, pentru că oamenii sunt diferiți și principiile pe care noi le propunem au caracter general, nu concret. Depinde de situație. Frați și surori, am întâlnit oameni pe care i-am criticat până când am ajuns să înțeleg situația în care s-au aflat. Pentru că comportamentul unui om depinde și de situația, de contextul în care el a făcut ce a făcut. Nu-i suficient să califici doar gestul pe care l-a făcut, ci și situația în care a fost când a făcut ce a făcut. Contextul îl poate scuza. Se numește circumstanță atenuantă. Atenuează puțin gravitatea faptei prin faptul că a fost într-o situație complicată. Depinde în ce situație ești. Identificarea tovarășului de viață. Aici vorbim despre alegere, despre confirmare și despre conviețuire. Alegerea este începutul, confirmarea este siguranța, iar conviețuirea urmează după nuntă. Când vorbim de confirmare, vorbim de confirmarea părinților, vorbim de confirmarea conștiinței și vorbim de confirmarea lui Dumnezeu. Acestea sunt niște repere care dau liniște și siguranță inimii unui tânăr sau inimii unei tinere atunci când se hotărăște să se gândească la căsătorie. Un alt lucru care este important este compatibilitatea. Compatibilitate înseamnă potrivire. Fiecare dintre noi vrem o fată frumoasă, dar băiatul care vrea fată frumoasă e frumos? Fiecare fată vrea un băiat bogat, dar ea este bogată. Fiecare vrea un tovarăș de viață cu două facultăți și dacă se poate și cu master și doctorat, dar el câte clase are? Vedeți, musca și alege cineva pe măsură, un tovarăș pe măsura ei. Elefantul și alege un tovarăș pe măsura lui. Noi oamenii trebuie să ne uităm după compatibilitate, după cineva care creează echilibru cu noi. Atunci când alegem pe cineva foarte diferit, sunt oameni care se căsătoresc în afara culturii. Adică cineva dintr-o cultură europeană se căsătorește cu cineva dintr-o cultură africană sau asiatică. Nu-i păcat, dar diferențele culturale vor crea foarte multe neînțelegeri, mai ales când apar copiii. Toate acestea trebuie acoperite cu un efort suplimentar de energie, de înțelegere, de răbdare și de bunătate. Sigur că fiecare se poate căsători cu cine vrea, însă este important să înțelegem faptul că această compatibilitate ne duce cu gândul la o potrivire. Potrivire la înălțime, potrivire la vârstă, potrivire la nivel intelectual, potrivire la stare materială, potrivire la naționalitate, potrivire la religie. Nu te căsători dacă ești un evanghelic,
Nu te căsători cu cineva dintr-o biserică istorică și la urmă toată ziua îmi spui să ne rugăm pentru tovarășul de viață ca să se pocăiască. Că ai crezut sau că ți-a promis că se pocăiește. Sunt atâția băieți pocăiți. Alegeți unul pocăit, gata. Sunt atâtea fete pocăite. Alegeți una rezolvată, cu problema rezolvată. Ce rost are să ții una la jumătate în speranța că vei reuși să sponsorizezi jumătatea aia? Dar dacă nu reușești, toată viața o să stai într-un picior. O să te duci la biserică și o să zici, bă, dacă mi-alegeam o nevastă care venea cu mine, ar fi fost bine să veniți amândoi. Te simțeai altfel. Când ești deja căsătorit și unul se convertește și altul nu, e cu totul o altă problemă. Nu poți să-l obligi. Dar când ești tânăr și ești convertit, ai posibilitatea să-ți alegi pe cineva potrivit. Omule, nu rata treaba asta. Că cu acest dar al oportunității, de prima oară te întâlnești odată în viață și dacă îl ratezi, o să fie un pic mai complicat. Atunci când vorbim despre compatibilitate, vorbim despre compatibilitate spirituală. Ia pe cineva care este duhovnicesc atât cât ești tu duhovnicesc. Și dacă se poate să fie mai sus, dar nu lua pe cineva să fie mai jos. Ascultă-mă, nu te mai întoarce de unde ai plecat. Nu te duce 5 ani înapoi. Compatibilitate morală. Ia pe cineva care are același standard cu tine. Dacă vii dintr-o familie, dintr-o biserică, unde ai încredințarea că trebuie să faci nu știu cât număr de copii și nu discuți asta în prietenie și în logodnă și te căsătorești. Și te căsătorești cu cineva care spune, domnule, eu fac un copil și am încheiat bâlciu. Restul timpului o să fie tensiune între voi, pentru că tu ai vrea să mai faci, celebra expresie pe care o folosim noi, câți dă Domnul, în ciuda faptului că în spatele la expresia asta există 1000 de înțelegeri, iar el sau ea spune, eu am terminat cu problema nașterii de copii. Și apar frământări, apar neînțelegeri, dar tu ți-ai luat un prieten să te ceri cu el? Cu omul cu care te-ai căsătorit trebuie să te înțelegi cel mai bine. Ai 3 miliarde de opțiuni, ai 3 miliarde de alternative. Găsește pe cineva care să se potrivească exact acolo. Nu lua pe cineva care, dacă era cu un inch mai lung, se potrivea. Du-te la Home Depot și ia unul cu un inch mai lung, că e plătit deja, prețul e plătit. Du-te și ia cum se potrivește. Home Depot e un magazin de materiale de construcții. Compatibilitate culturală, trecut, prezent și viitor. Nu spun asta pentru cei de aici, evident. Compatibilitate culturală, trecut, prezent și viitor. Sunt fete și sunt băieți care vin dintr-un trecut complicat. Ei nu au dreptul să ascundă trecutul acesta. Ei sunt obligați să spună persoanei cu care au intrat în perspectiva căsătoriei, sunt obligați să spună, uite care e trecutul meu. Nu mă bucur de el, dar prefer să fiu sincer cu tine decât să te mint. Nu-i cinstit să înșeli pe cineva, iar după aceea să te aștepți ca cel înșelat să-ți fie cel mai bun tovarăș de viață restul vieții. Păi iartă-mă, ai probleme serioase de la început. Trecutul trebuie lămurit, prezentul trebuie rezolvat. Una dintre marile soluții ale prezentului sunt pacturile, pact. Pact înseamnă înțelegere, contract. Pacturile sunt o metodă de a elimina o parte dintre conflicte. Ce înseamnă pact, înțelegere? Înseamnă următorul lucru. Când vezi că aveți păreri diferite, așezați-vă și vorbiți. Uite, haide să găsim o soluție de mijloc. Sau dacă vezi că nu face ceva ce ți-ar place să facă, spune-i. Că nimeni nu-i din sticlă să se vadă în interior. Spune-i. Uite, mie mi-ar place să faci lucrul ăsta. Ai putea să faci efortul ăsta pentru mine? Ai putea să faci efortul ăsta? Și dacă spune da, asta se numește am vorbit, ne-am înțeles, de astăzi înainte mă aștept să faci așa. Dar dacă n-ai avut o înțelegere, tu ți-asumi că el știe. Dar de unde să știe? Dacă Duhul Sfânt nu-mi descoperă și dacă tu nu-mi spui, eu sunt nevinovat. Nu știu. Mă culc în pace. Vorbește, suflete, vorbește. Compatibilitate legată de mentalitatea despre bani.
una dintre mentalitățile care s-au schimbat mult în ultimul timp, una dintre mentalitățile care au cunoscut redefiniri masive, este opinia oamenilor despre bani. Banii au fost întotdeauna iubiți de oameni, doriți de oameni, pe lângă faptul că e o nevoie, dar în vremea noastră este ușor de înțeles că materialismul este un idol al multor oameni. Când spun materialism, nu mă refer la oameni care au multe lucruri materiale sau bani, ci mă refer la oameni care sunt obsedați de ceea ce au. S-ar putea să-ți găsești o fată care e foarte cheltuitoare și o să fii foarte frustrat că nu reușești să câștigi cât îi trebuie dumneai să cheltuie. Și ea îți reproșează că nu ai destui bani, tu nu poți să faci mai mult, că fiecare dintre noi are o anumită capacitate, are o anumită șansă în viață. Nu poți să câștigi câți bani ai vrea. Unii pot, dar ăștia sunt puțini. Fiecare cu harul lui. Ei, atunci când te uiți după o fată, vorbește cu ea și chestiuni de genul ăsta. Evident că ea îți poate spune multe alte lucruri neadevărate, dar noi vorbim despre oameni normali de data asta. Compatibilitatea mentalității despre rude și prieteni. Una dintre marile probleme aici este faptul că sunt persoane care, deși se căsătoresc, nu se despart de părinți. Fizic se despart, dar emoțional nu se despart. Pur și simplu nu se despart. Orice decizie ia, sună pe mama și pe tata. Mama și tata sunt primii care sunt ajutați. Ei hotărăsc ce se întâmplă în casa aceea. Ei dictează. O astfel de relație și de atitudine este nesănătoasă. Dar dacă accepți o astfel de situație în familia ta, ești liber, numai că nu o să te simți confortabil. De aceea Biblia spune, mai întâi trebuie să se dezlipească și apoi să se lipească. Adică să se dezlipească de părinți, de care nu se izolează, doar se separă și se lipește de soț și de soție și devin una, o familie de sine stătătoare. Compatibilitatea mentalității despre viața intimă. Nu comentez problema asta. Apoi, atunci când vorbim despre identificarea tovarășului de viață, este bine să ne uităm după o persoană care e născută din nou, un om schimbat de Dumnezeu, un om pe care Duhul Sfânt îl conduce, un om care este sensibil la glasul Evangheliei, că dacă el spune, ia mai lasă-mă în pace cu Biblia, te-ai căsătorit cu o persoană cu care vei avea destule neînțelegeri. Ai crezut că Biblia pentru el e importantă, dar acum el îți demonstrează că Biblia pentru el nu este importantă. Este imposibil să-L iubești pe Dumnezeu și să nu iubești cartea lui Dumnezeu și să nu iubești casa lui Dumnezeu. Astea vin la pachet. Tot la fel, când un om crede în Dumnezeu în mod practicant, atunci el crede în Dumnezeu din Biblie, că altfel Dumnezeu unde este și de unde poți să știi cum este. Nașterea din nou este fundamentală pentru băiatul care caută o fată și pentru fata care este căutată de un băiat. Maturitatea spirituală, la 20 de ani, vârsta așa generală despre căsătorie, poate fi plus sau minus, un băiat și o fată trebuie să fie relativ matur în credință și matur în viața profesională, intelectuală, socială, materială. Trebuie să fie relativ stabil, trebuie să fie relativ matur. Orice imaturitate în problema căsătoriei pur și simplu devine o problemă pe care cei doi vor trebui să o poarte. O problemă pe care îi vor trebui să o gestioneze, să găsească o soluție. Disciplinele spirituale. Nu te uita după o fată care nu postește. Vei spune, lasă că o învăț eu să postească. S-ar putea să învețe să postească, dar dacă o fată a fost adusă la binecuvântare și în 20 de ani până la momentul căsătoriei nu postește ca o disciplină personală, o disciplină spirituală personală, ascultă-mă ce-ți spun dacă vrei să consideri sugestia asta. Ar trebui un pic să te mai gândești. Nu pentru că postul e cel mai important lucru. Postul e un lucru important. Disciplinele spirituale nu sunt numai postul. Este rugăciunea, este citirea Bibliei.
Frații mei, surorile mele, o persoană care nu-L respectă pe Dumnezeu, când se enervează, nu mai respectă pe nimeni. Când are un interes personal, nu mai respectă pe nimeni. Însă când un om se teme de Dumnezeu, atunci va avea rușine de oameni. Aduceți-vă aminte de Luca 15. Atent și sincer la vocea Domnului. Caută pe cineva care este atent la vocea lui Dumnezeu. Adică stă lângă tine pe scaun și ascultă o predică. Și în predica aceasta, Duhul Sfânt surprinde un adevăr spiritual care nu, pe care el nu-l practică. Și el stă lângă tine și spune, știi ce? M-am simțit rău în seara asta în timp ce a predicat predicatorul, dar de ce? A vorbit despre ceva ce eu nu fac. Și de astăzi înainte m-am hotărât să mă rog lui Dumnezeu ca să mă ajute să aduc lucrul ăsta în viața mea. Vreau să-mi îmbunătățesc, să mă corectez, vreau să mă desăvârșesc, vreau să cresc. Noi creștem în toate privințele. Citim în fiecare zi pentru ca să fim la zi din punct de vedere al cunoștințelor. Ne educăm. Tot la fel este și din punct de vedere spiritual. Noi trebuie să creștem în fiecare zi. De aceea trebuie să ascultăm predica, pentru ca să vedem ce lucru nou ne spune Duhul Sfânt, pentru ca să-L corectăm în viața noastră. Dacă noi credem că predică fratele cu tare și a bătut apropo la noi, înseamnă că avem probleme mai serioase decât am știut. Motivații corecte. Motivațiile sunt un lucru extrem de important. Poți face gesturi mari. Dacă nu sunt făcute din motivații corecte, gesturile acelea sunt doar metode prin care îi manipulezi pe oameni și îți creezi o reputație falsă care într-o zi se va prăbuși. Alegere personală. Alegerea în final trebuie să fie personală, chiar dacă primii oameni cu care vorbești trebuie să fie părinții. Ei îți vor binele înainte de oricine. Du-te la tata și la mama și spune-i ce simți. Spune-i cine a venit la tine aseară și ți-a cerut prietenia. Spune-i cine se învârte după tine și simți că mâine poi mine o să te întrebe dacă nu vrei să beți o cafea sau mâncați o prăjitură împreună. Spune-le părinților tăi, pentru că ei au mai multe experiențe decât tine. Dacă îți subapreciezi părinții, într-o zi te vei subaprecia pe tine. Alegerea tovarășului de viață. Alege băiatul spre care te îndrumă Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu nu te îndrumă de obicei, nu o să te îndrume nici în problema căsătoriei. Dacă Dumnezeu nu te îndrumă în lucrurile obișnuite, nu o să te îndrume doar în problema căsătoriei. Pe Dumnezeu nu-L poți cumpăra să-ți dea direcții doar unde vrei tu. Dumnezeu ori îți dă direcții în toate lucrurile, ori te lasă drept în pace, ca să faci alegeri după bunul plac. Alege persoana spre care te îndreaptă Dumnezeu, nu hormonii. Această afirmație, deși pare puțin ciudată, e mai adevărată decât multe care nu par ciudate. Alege pe cel pe care îl placi și pe cea pe care o placi. Nu te căsători cu cineva de care nu-ți place. Că dacă nu-ți place nici acum, e foarte greu de căzut că o să-ți placă vreodată. Alege pe cineva pe care timpul în care te uiți la el sau la ea îți confirmă că e persoana potrivită. Nu te căsători repede. Și s-ar putea să supăr pe unii dacă spun asta. Nu te căsători la distanță. Nu vreau să explic de ce. Dar ascultă-mă. Te căsătorești cu cineva care stă ascuns în spatele unei poze numită x.com. Și prin monitorul ăla unde, de la care îți trimite poze și mesaje, să știi că poate să fie cu 50 de ani mai în vârstă decât poza pe care ți-o arată, poate să fie așa de diferit de cum pare pe internet, de nici nu-ți vine să crezi. E bine să-ți iei timp să te întâlnești cu omul ăla și să-l miroși. Miroase-l. Miroase-l mult timp. Miroase-l că cu omul ăsta o să faci copii, o să crești copii. Alături de omul ăsta o să îmbătrânești. Crede-mă că nu-i chin mai mare decât să străiești viața lângă un om cu care nu te potrivești. Și alegerea asta se face atunci când te joci de-a computerul și de-a internetul. Nu te căsători pe internet. Știu că sunt mulți oameni care au nimerit-o, dar voi care ați nimerit-o, iertați-mă,
Prea mulți n-au nimerit-o, ca să nu zic ceva despre treaba asta. Alege-o pe cel sau pe cea spre care părinții tăi te îndrumă, îți dau ok-ul. Dacă părinții spun, nu, nu-mi sună bine ideea ta, nu te enerva. Nu te enerva că oamenii ăștia îți vor binele. Dacă nu te-au convins până la vârsta de 20 de ani că îți vor binele, înseamnă că nu ești un băiat serios sau o fată serioasă. Oamenii ăștia îți vor binele sigur. Ei au făcut mari eforturi ca tu să fii cum ești acum. Ascultă-i. Ascultă-i că ei au văzut mai multe lucruri decât ai văzut în viață. Alege-o pe cea sau alege-l pe cel care are aceeași credință cu a ta, are aceleași principii ca și tine, împărtășește același stil de viață ca și tine. Nu alege pe cineva care se duce în timp ce tu te întorci. Nu alege pe cineva care vrea să se mute în China după nuntă și tu vrei să rămâi în Chicago. O să fie destul de complicat. Putem să ascultăm toată viața predici despre căsătorie. Căsătoria rămâne o alegere delicată, sensibilă. Și noi cei care am făcut-o mai de demult sau mai de curând, înțelegem un pic ce înseamnă asta. Dar eu spun lucrul ăsta pentru că orice alegere în căsătorie implică riscuri. În America există obiceiul să poți duce înapoi tot ce ai cumpărat. Orice european e șocat de chestia asta când ajunge aici. Să nu intru în amănunte și să spun că unii fac lucrul ăsta chiar intenționat, în toate felurile. Dar nu vorbim noi despre asta acum. Vorbim despre faptul că căsătoria este o chestiune de o viață. De aceea trebuie, cât este posibil, făcută bine. Și oricât de bine o ai face-o, îți asumi un risc. În afară de Dumnezeu, nimeni nu poate să știe cum o să arate fata sau băiatul pe care îl alegi peste un an sau peste 10. N-ai de unde să știi. Nu ai de unde să știi, îmi pare rău. Există riscuri. Există riscuri în general în tinerețe, că tinerețea este vremea alegerilor. Ți alegi meseria, ți alegi școala, ți alegi cariera, ți alegi fata, îți alegi credința, îți alegi valorile care te definesc, îți definesc paradigma de viață, mentalitatea de viață, stilul de viață. Data trecută ne-am oprit aici, am introdus ceea ce am spus până acum între timp, însă aș vrea să vorbim puțin despre dezlănțuirea pasiunii. Când ai 16 ani sau până în 20 sau unii chiar până mai târziu, nu faci diferența între pasiune și dragoste. Dragostea este un fenomen foarte complex, format din multe componente. Unul dintre componente e pasiunea. Pasiunea e focul dragostei, e entuziasmul dragostei, e flacăra dragostei. Dar doar această flacără singură se stinge mâine, cum s-a aprins astăzi. Oamenii scuzați-mă. Oamenii au obiceiul să confunde pasiunea cu dragostea, pentru că dacă nu te arzi odată, nici nu știi că există posibilitatea să te arzi. Am pus pe screen Psalmul 25, versetul 7, unde se remarcă faptul că în tinerețea este un timp specific al fără de legilor. Nu zice Biblia, nu ți-aduce aminte de păcatele din bătrânețea mea. Nu comentez că nu-i nevoie, doar pentru cei mai tineri, da? Trecem peste asta. Și de asemenea, 2 Samuel, textul pe care l-am pus în fața dumneavoastră și data trecută, unde Amnon se îndrăgostește de sora lui vitregă și observați ce se întâmplă. Chinuit, dragostea nu chinuie pe nimeni. Dragostea nu chinuie, dragostea obligă, dar nu chinuie. Și încă ceva, a căzut bolnav. Nu poți să cazi bolnav de dragoste. Poți să te îndrăgostești, poți să iubești, poți să fii ferm, angajat, determinat, hotărât, serios, responsabil, puternic în dragoste, dar nu bolnav. Când apare boala asta,
Asta este prezența pasiunii. E turbo, e pasiunea. Această pasiune nu poate să țină o viață întreagă, că nu rezistă inima. Asta poate să vină așa o zi, două, până când faci nunta și după aceea te-ai nenorocit. Dar nu poate să te țină mult. Nici, în niciun domeniu al vieții nu poți să mergi așa la turat la maxim. Ei, observați ce se întâmplă aici. Băiatul ăsta a crezut că o iubește pe fata asta. Un băiat care iubește o fată nu violează. Iertați-mi expresia. Un băiat când iubește o fată, ca pe ochiul lui din cap se uită la fata asta. Cum îl doare pe el ochiul dacă îl lovește o creangă peste ochi, așa nu va îngădui o picătură de apă să cadă pe păpușa asta de fată. Pentru că el se gândește fata asta să devină mama copiilor lui, tovarășul lui de viață, femeia cu care împarte bucuriile și necazurile. El nu caută să-și rezolve o problemă hormonală, nici vorbă. El încearcă să-și rezolve o problemă de viață, nu de moment. El caută o persoană cu care să se căsătorească, nu să aibă fan sau relații intime. De aceea, el va introduce dragostea în inima lui, nu pasiunea. Pasiunea este o chestiune care ocolește mintea. Dragostea nu e o emoție, ea se manifestă emoțional. Dragostea e un angajament rațional. Păi dacă n-ar fi un angajament, cum spune Hristos iubește-ți dușmanii? Câți dintre noi simțim emoțional să ne iubim dușmanii? Simțim noi, dar simțim altceva, nu să iubim. Dacă Hristos spune iubește-l, păi nu simt, păi nici nu trebuie să simți. Iartă-l, păi nu simt, păi nici nu trebuie să simți. E un angajament rațional, e o alegere, dragostea este o alegere. Și când o faci bine, ea începe să se îmbrace cu frumusețe, prinde carne pe ea. Și aceea este pasiunea, entuziasmul, plăcerea, bucuria, dezlănțuirea pasiunii. Pasiunea este rea, greșită, atunci când este confundată cu dragostea, pentru că ea nu e dragoste. Nu-i dragoste. Apoi, pentru că ea nu e un act al voinței, nu o poți controla, e o emoție. Nimeni nu-și poate controla emoțiile. Emoțiile vin și pleacă, nu te baza pe ele. Condu-te după minte, nu după inimă, după principii, nu după emoție. Un exemplu simplu. Te rogi lui Dumnezeu potrivit la 1 Ioan 1:9. Dacă vă mărturisiți păcatele, Dumnezeu e credincios și bun să vă ierte de orice păcat. Și te simți vinovat de un lucru, te duci înaintea Domnului și îți ceri iertare. Și după ce te ridici de la rugăciune, nu te simți iertat. Întreb, ești iertat sau nu ești? Bineînțeles că ești, păi dar nu mă simt. Dar simțămintele pe care le ai nu sunt corecte, sunt umane, sunt simțămintele la o carne care ieri a păcătuit și te-a dus în păcatul pentru care ți-ai cerut iertare acum. Nu avea încredere în simțămintele pe care le ai. Ai încredere în cu promisiunea lui Dumnezeu, dacă îți mărturisești păcatul, eu sunt Dumnezeu serios. Mă țin de cuvânt și te iert. Bazează-te pe cuvântul lui Dumnezeu, nu pe simțămintele dumitale. Că tot pe ele te-ai bazat și ieri noapte când ai făcut prostiile pentru care îți cere acum iertare. Pasiunea nu maturizează persoana cealaltă. Dacă te uiți după o fată și deja crezi că ai găsit-o și ai început să vorbești cu fata despre perspectiva căsătoriei sau cu băiatul și vezi că relația aceasta te face mai rău, mai firesc, mai agitat. Începi să te cerți cu părinții, începi să nu mai vii la biserică, începi să nu mai citești Biblia, începi să nu te mai rogi, ascultă-mă, fugi de băiatul ăsta ca de Bin Laden sau de cine vrei. Un băiat care te despocăiește e cea mai nepotrivită persoană. Privește perspectiva căsătoriei alături de un băiat care te ridică, nu care te trage în jos, care te face mai bună, nu mai rea, care te ajută să te maturizezi, nu și ce ai se duce și cheltuie într-o zi. Nu face greșeala aceasta, pentru că asta nu este o greșeală pe care ți-o poți permite. Dragii mei, toate lucrurile pe care le spunem de aici, punându-mă în situația ca un reprezentant al părinților sau al adulților sau al predicatorilor sau păstorilor, vă spunem lucrurile astea la modul general, iar ele trebuie aplicate la modul concret în viața voastră și în situația în care vă aflați. Dar acestea sunt niște reguli universal valabile
pe care trebuie să le aplicați în viața voastră și pe care trebuie să le considerați, pentru că nu sunteți mai grozavi decât generațiile care au fost înainte de voi. Sunteți doar niște fete ca toate fetele care au existat vreodată pe pământ. Să știți că multe dintre fetele care au existat vreodată pe pământ astăzi sunt nefericite. Nu vă permiteți luxul ăsta. Fiți serioase. Comunicați cu părinții voștri foarte direct și intim. Împărtășiți totul cu ei. Nu lăsați pe nimeni să vă separe de părinții voștri. Unul singur vă poate separa, diavolul. Iar dacă a reușit, sunteți niște victime sigure în mâna lui. Stați împreună cu mami și cu tati. Vorbiți cu pastorul. Vorbiți cu oamenii de încredere, cu rudele, cu prietenii. Vorbiți cu cei pe care îi considerați maturi, oameni cu experiență. Ei pot depista lucruri pe care voi nu le vedeți în această agitație a tinereții. Ne rugăm pentru voi de când existați. De aceea, într-o seară ca aceasta, ne-am oprit să vă dăm sfaturi, știind că undeva în viitor, mai aproape sau mai departe, o să vă căsătoriți. Cineva o să vină și o să vă ia, fetelor, și o să aveți familia voastră. Dar să știți că are importanță cine vă ia. Băieți, într-o zi o să mergeți la niște părinți și o să le cereți fata, apropo, pe fată, să nu o cereți de la fată, să o cereți de la maică-sa și de la taică-sa, că nu e adusă de barză. Ea a crescut într-o familie, vorbiți cu maică-sa și cu taică-sa. Vorbiți cu părinții, mă băieți, mă, vorbiți cu părinții, altfel n-aveți ce să vă gândiți la căsătorie. Duceți-vă la mama și la tata, la fata aceea și spuneți-i, uite, eu sunt cu tare, mă cunoașteți, cunoașteți pe părinții mei, să știți că eu am intenții serioase, am ajuns la vârsta la care mă gândesc la căsătorie. Vreau să știți ce am de gând să fac, ca să nu vă simțiți speriați de relația mea cu fata, de perspectiva căsătoriei mele. Vreau să vă dau socoteală. Vreau să știți de noi. Vreau să nu stați cu inima cât un purece, că cine știe ce facem. Vrem să vă răspundem la toate întrebările. Vrem să ne spuneți când ne cereți să venim acasă seara. Dacă te întorci la 3 dimineața cu fata, pe unde ai fost până la ora 3 dimineața și ce ai făcut? Știu că nu înțelegeți acum afirmațiile astea și le luați așa ca un show, dar atunci când o să fiți părinți o să le înțelegeți. Când investești 20 de ani într-un copil pe care îl ții ca pe ochii tăi din cap și sper să te bucuri odată de el și visul tău e frânt de cineva care își bate joc de el, nu ți-e tot una? Aș vrea, scumpii mei, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm. În primul rând să ne rugăm pentru ai noștri și apoi să ne rugăm pentru toți, că toți sunt ai noștri. Haideți să ne ridicăm.